Într-o atmosferă pur românească, îmbrăcați în straiele specifice portului nostru național, membrii grupului Armonia de la Parohia Ortodoxă Română din Valdemoro, Spania, au adus pe scena festivalului folcloric de cântec și joc românesc la porțile Dorului dansuri tradiționale din toate zonele geografice ale patriei. Români și spanioli s-au prins pentru minute în șir într-o horă a bucuriei. Momentul cultural-artistic a marcat cu anticipație hramul locașului de cult. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei, ca și acum 2 ani, Preasfințitul Părinte Siluan al românilor ortodoși din Ungaria a binevoit să ne viziteze și să oficieze Sfânta și Dumnezească Liturghie în sobor de preoți în biserica parohiei noastre, în cadrul căruia am adus și am înălțat Cerescului Părinte rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile pe care vreme de 5 ani le-a revărsat în viața comunității noastre. Oaspete la eveniment, Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a adresat un mesaj de binecuvântare tuturor celor prezenți, pe care i-a felicitat pentru manifestare și pentru preocuparea de a păstra cu atâta grijă frumoasele costume populare, cântecele și jocurile românești ce au încântat inimile tuturor. Am revenit la această parohie, situată nu departe de Madrid, pentru un dublu eveniment. Pe de o parte, sărbătoarea hramului, închinat Sfinților Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea, pe de altă parte împlinirea a 5 ani de când această parohie a fost înființată și își desfășoară activitatea cu multă râvnă și cu roade binecuvântate. M-am bucurat să văd, dincolo de frumusețea slujirilor liturgice și toate celelalte activități prin care preotul și colaboratorii săi se străduiesc să le transmită credincioșilor și să păstreze prin tot ceea ce fac identitatea românească, atât culturală cât și spirituală. Pe scenă au mai urcat grupul de copii Mugurașii a Școlii Parohiale Sfinții Mărturisitori din Valdemoro, formația Plaiuri Românești din Alcalá de Henares, grupul folcloric Someșul al Asociației Tradițiile Noastre din localitatea Rivas Vasia Madrid și solista Valentina Suciu Turdean din Bistrița Năsăud. Publicul român și spaniol deopotrivă a răsplătit prestații artiștilor cu îndelungi și bine meritate aplauze. Am organizat cea de-a doua ediție a festivalului La Fântâna Dorului, festival în care au participat mai multe grupuri de dansatori din împrejurim. Ne pare bine că avem două grupuri din Valdemoro, grupul de adulți, Armonia, iar grupul pentru copii, Mugurașii, care au făcut primii pași pe scenă. Mie îmi place să spun că aici credincioșii, dacă nu au o biserică cum au în țară, fac din sufletele lor biserică și am văzut multă râvnă aici la oameni. Ne-am adunat și ne adunăm în jurul Sfintei Liturghii, a Sfintelor Taine, mai ales Sfânta Spovedanie, dau o importanță foarte mare și sunt mulți care se împărtășesc mai des, se spovedesc mai des. Și pot să spun că, după mărturia unora care mi-au dat-o, trăiesc altfel aici, adică altfel au înțeles ce înseamnă să fii creștin ortodox în diasporă, în afară, decât ar fi înțeles în țară. La sărbătoarea Comunității Ortodoxe Românești din localitatea Valdemoro s-au alăturat reprezentanții ai autorităților locale, câteva sute de credincioși, dar și români veniți din localități apropiate, precum și cetățeni spanioli. Festivalul a fost organizat de parohia din Valdemoro, împreună cu primăria orașului și cu Asociația Socioculturală Armonia a Parohiei. Evenimentul își dorește ca și pe viitor să promoveze în mijlocul comunității spaniole valorile tradițiilor noastre strămoșești.